somăm guvernul să rezolve într-un timp cât mai scurt revendicările formulate de sindicatele din educație. Vinovăția exclusivă pentru declanșarea grevei în educație aparține guvernului. Nemulțumirile existente în rândul cadrelor didactice s-au manifestat din ce în ce mai amplu, cu din ce în ce mai multă intensitate, culminând cu marșul celor peste 15.000 de cadre didactice care s-a desfășurat în București și ajungându-se la ultima formă de susținere a revendicărilor sindicale, și anume greva în educație. De ce spun că este vinovăția exclusivă a guvernului declanșarea acestei greve în educație? Guvernul a alocat anul acesta cel mai mic procent din produsul intern brut, respectiv 2,1%, repet, 2,1% din procentul intern brut, cel mai mic procent din ultimii ani pentru finanțarea sistemului de educație. Deși conform legii salarizării trebuia de la 1 ianuarie 2022 să ajungă la nivelul salariilor prevăzute în lege, guvernul a refuzat să aplice aceste prevederi din legea salarizării de la 1 ianuarie 2023, deși veniturile suplimentare la bugetul general consolidat pe anul trecut au fost de 80 de miliarde de lei, din care pentru educație nu s-a alocat nimic. 3. Chiar guvernul și Ministerul Educației este acela care a dat temei pentru revendicările salariale ale profesorilor, incluzând în proiectul de lege care a fost supus în dezbaterea publică majorarea salariilor în sistemul de educație, incluzând chiar un articol în proiectul de lege privind educația, în care profesorii debutanți să primească un salariu la nivelul salariului mediu. După ce în proiectul de lege a fost introdus acest articol, guvernul și majoritatea parlamentară au scos acest articol din legea care a trecut de Camera Deputaților și acum se află în dezbaterea Senatului. Deci, repet, ca să se înțeleagă, guvernul practic este cel care le-a dat speranțe cadrelor didactice că se vor mări salariile în sistemul educației, de educație, după care i-a lăsat cu ochii în soare. 4. În programul de guvernare al guvernului Ciucă, coaliția a scris negru pe alb că finanțarea educației se va face cu 18% din veniturile bugetului general consolidat. În legea educației s-au sucit și au încălcat programul de guvernare și au încălcat angajamentele față de cadrele didactice și către toți cei care sunt activ în mediul educației și de la 18% au redus alocarea pentru educație la 15%. Nici măcar alocarea teoretică nu au respectat-o așa cum au promis în programul de guvernare. Greva a fost ultima soluție la care s-a ajuns. Cunosc bine situația din zona sindicală. Nu pot fi acuzați liderii de sindicat că au forțat greva. Pur și simplu greva s-a născut din cererea profesorilor care au considerat că această coaliție, deși a promis că va face anumite lucruri pentru cadrele didactice, nu s-a ținut de cuvânt în legea educației și a amânat soluționarea problemelor finanțării sistemului de educație și problema salarizării către o iluzorie modificare a legii salarizării unitare în sectorul public, care nu le oferă niciun fel de garanție profesorilor cadrelor didactice. Repet, somăm guvernul să rezolve de urgență această criză, să satisfacă toate cererile legitime pe care de altfel guvernul și le lăsase iluzia că este dispus să le satisfacă. Pentru că această grevă se desfășoară într-un moment extrem de critic. Pe final de an sunt afectați toți copiii care urmează să susțină în acest an examenul de capacitate, de asemenea sunt afectați toți copiii care urmează să susțină examenul de bacalaureat.
sunt afectați toți copiii în general și sunt afectați în mod negativ și părinții care s-au trezit brusc în situația de a își modifica programul de lucru, de a schimba practic activitatea profesională pentru a putea rămâne cu copiii acasă, copii care nu mai are rost să se ducă la școală în condițiile în care școlile sunt în grevă. Afectarea poate să fie profundă și responsabilitatea exclusivă pentru toate efectele negative care pot apărea în pregătirea copiilor, în susținerea examenului de capacitate și în susținerea examenului de bacalaureat de către copiii din clasele a 8-a și din clasele a 12-a, repet, vinovăția exclusivă a tuturor efectelor negative aparține guvernului. Să lase toată ciolaniada politică și toate jocurile politice pentru putere și pentru împărțirea de ministere deoparte, se gândească la binele copiilor, să se gândească la niște lucruri pe care trebuiau să le facă și nu le-au făcut până acum și care este normal și firesc să fie făcute, și anume educația să devină din cenușăreasa sistemului bugetar, să devină cu adevărat o prioritate pentru acest guvern. Mulțumesc!